Salut! O să fac o mică prezentare la LG G8X. Varianta cu două ecrane. Și pe mine asta m-a interesat cel mai mult, varianta cu două ecrane, fiindcă mi s-a părut o chestie super folositoare. Și pot să spun că m-a impresionat. În primul rând, o chestie mișto, puteți să opriți și să porniți ecranul cu double tap. Dar nu, asta e partea interesantă. Un pic din lucrurile care putem să facem cu el. Hai să zicem că căutăm ceva pe Google. Berceni. A intrat în Maps. Direct. Hai să zicem Images. Ceva frumos care putem să facem. Întindem pe două ecrane. Și în momentul ăla putem să dăm scroll printr-o listă mult mai mare decât putem de obicei pe un mobil. Sau așa. Știu că este bara asta destul de lată. Și comparând cu telefoanele de la Samsung cu ecran care se închide, nu e același lucru, dar trebuie să ținem cont că prețul este la jumătate. Din nou Maps. Putem să facem același lucru cu Maps. Ne plimbăm cum vrem. Și după aia ieșim. Alt lucru mișto. Putem să vedem video 360. Din nou trecând ultra wide. Așteptăm un pic să se încarce. Adică e greu de explicat. Așa ceva trebuie să ai în mână ca să dai seama cât de mult poți să vezi în plus față de un telefon normal. Dar mie mi se pare super folositor. Hai să zicem că avem un Google Sheet. Din nou trecem la ultrawide. Și uite câtă multă informație putem să vedem în același timp. Hai să luăm și un joc. El s-a deschis în ecranul acesta, dar cu trei degete îl ducem pe ecranul celălalt. Intrăm în joc. Închidem Bluetooth-ul ca să se audă la noi. Și partea frumoasă e că putem să folosim al doilea ecran ca și gamepad. Asta e un gamepad făcut special pentru acest joc, care nu este compatibil cu gamepad în mod normal. Dar în rezum game. Și pur și simplu am asignat pentru fiecare buton de pe ecran un control. Pentru fiecare control poți să-i pui controlul aici, targetul unde ai nevoie. Dăm resume game. În fine, trecem mai departe. A,
O chestie destul de mișto pe care poți să o faci. De exemplu, deschidem al doilea joc. Avem un joc aici și un joc aici. Ambele merg în același timp. Telefonul duce fără nicio problemă. Un alt efect care mi-e place să mă joc. Ambele ecrane răspund chiar și la mai multe atingeri. Nu știu pentru ce joc am făcut un gamepad special. Și în general poți alege din mai multe care sunt built-in. Console pentru mașini, arcade, basic sau făcute special pentru de tine pentru anumite jocuri. Stigma Legends. Dar să ne întoarcem la acesta. Este un joc mult mai simplu, unde doar trebuie să țintești. Și cum am făcut, am pus un simplu joystick cu control aici. În funcție de unde țintești, acolo o să țintească și el. Ce mai e foarte mișto atunci când filmezi, când merge la video, pe ecranul secundar îți va spune recording. Și în același timp poți să dai zoom până la ultra-wide. Când treci la ultra-wide vor încăpea mult mai multe pe ecran. Și în momentul ăsta, dacă vrei să deschizi o poză sau un film, îl deschide pe al doilea ecran, astfel încât tu poți să urmărești viewfinder-ul în timp ce urmărești filmulețul. În același timp putem să rulăm două aplicații în același timp. Și pot să mă uit la